De la începutul săptămânii, accidentele rutiere se țin lanț. Miercuri seara, un bărbat de 62 de ani din localitatea Drăgoieni a ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, după ce autoturismul în care se afla a fost lovit din cauza unui șofer neatent. Polițiștii i-au testat pe ambii conducători auto cu aparatul etilotest, însă rezultatul a fost negativ. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care a stabilit faptul că un bărbat de 44 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Drăgoieni, din direcția Târgu Jiu spre Scoarța, a efectuat manevra de depășire neregulamentară încălcând marcajul longitudinal continuu și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani din localitatea Drăgoieni, care circula în aceeași direcție și s-a angajat în efectuarea virajului la stânga pe o stradă lateralnică. În urma impactului, conducătorul auto de 62 de ani a suferit câteva leziuni, fiind transportat la spital pentru acordare de îngrijiri medicale. Bărbatul de 44 de ani, din cauza căruia s-a produs accidentul, a tras o sperietură puternică, dar nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, spre deosebire de celălalt care a ajuns la spital.